Bună ziua, dragi cititori, editura Herald sau urmăritori de-ai mei! Bine v-am regăsit la o cafea cu mine, cafea cu mine însă. Am fost invitată să vorbesc despre o carte care mi-e tare dragă, o carte a lui Deb Dana, Ne recăpătăm starea de bine, conectare și siguranță, 50 de practici polivagale pentru corp și minte. Se tot vorbește despre sistemul nervos și tare bine se face, pentru că nu este suficient să ne schimbăm doar patternurile de gândire, ci patternurile din corp, și câtă vreme corpul sau sistemul nostru nervos nu este acolo engaged împreună cu noi, parte din călătorie, poate să ne pună chiar piedici. De altfel, acest video îl amân de ceva vreme, având sistemul nervos într-o perioadă destul de provocată, să spun așa, și chiar am identificat astăzi, uitându-mă pe una dintre schemele pe care le foloseam în formare cu sistemul nervos. Partea asta este de imobilizare, este, pe scală evoluționistă, e prima noastră formă de a face față unui pericol, urmată de mobilizare, luptă sau fugi, și partea de mijloc, partea de conectare, de engagement cu oamenii. Și m-am regăsit, ce să vezi, în partea asta de imobilizare, de freeze, de îngheț, și cum s-a manifestat, mai exact, prin evitare, procrastinare, stare de frig, pe cum vedeți, deși în mai mi-am pus un plovăr pe mine. Bătăile inimii sunt mai accelerate. Da, important să recunoaștem stările astea în corpul nostru și să știm ce să, cum să-i acordăm, să-i spun așa, un prim ajutor. Și cartea asta este extraordinar de utilă pentru că este practică. Ce am ales astăzi să vă dezvălui și vouă ca practică și ceva ce aplic și eu în toate programele pe care le dezvolt, inclusiv în retreat-ul pe care voi face în iunie de Sânziene, partea de conectare cu grupul, adică această parte din mijloc. Poate la un moment dat o să vorbesc mai mult despre cum funcționează fiecare dintre cele trei, dar înainte de a face asta, vreau să vă citesc de la capitolul Apartenență ce ne spune așa de frumos Deb Dana, și de altfel și Tocopa, tot într-o carte tradusă la editura Herald, o carte pe care vă recomand cu toată inima. Ce spune Deb Dana? Venim pe lume cu rețelele neuronale pregătite pentru conectare, un sistem nervos autonom care caută un altul. Conexiunea e un imperativ biologic, esențial pentru supraviețuire. Partea de conectare și de lucru cu oameni alături de care ne simțim în siguranță, fie că sunt ei prieteni, terapeuți, grupuri, triburi, șezători, orice formă de a ne recăpăta starea de siguranță alături de un altul. De altfel, noi avem mai multe modalități de a ne regla. Unele sunt autoreglare, deci lucruri pe care le pot face eu cu mine, cum am făcut astăzi, pentru a putea înregistra acest video. Mergând mai departe, putem să avem coreglare, adică împreună cu un altul de încredere, sau chiar ecoreglare, prin mersul prin natură. Întorcându-ne la această coreglare, un exercițiu practic este să-ți faci o listă de oameni în prezența cărora te simți conectat, simți conectare, simți siguranță, și cum simți asta, ce se întâmplă în relația asta unde îți creează sentimentul ăsta de siguranță și cum poți să aduci mai des, cât de mult reușești să păstrezi conexiunile astea, pentru că în goana asta de zi cu zi uităm să ne aducem aproape fix resursele, fix lucrurile care ne ajută să ne coreglăm și să avem un sistem nervos sănătos, liniștit în zona aceea de echilibru. Prin urmare, cine sunt oamenii apropiați, în prezența cărora te simți conectat,
echilibrat, în siguranță. Cum se întâmplă asta și câte teste vezi cu oamenii ăștia și dacă o poți face mai des de atât. Și urmează să mai înregistrez și alte mici pastile. Da, ar fi grozav dacă lucrurile s-ar rezolva așa cu o pastilă, dar lucrul ăsta cu noi e o pastilă zilnică pe care ar trebui să o facem, un exercițiu de igienă zilnică. Vă recomand cu mare căldură această carte, are foarte multe practici. E o carte utilă atât pentru terapeuți sau coach sau oameni care lucrează din poziția de facilitator, dar și pentru oamenii care vor să lucreze singuri acasă, să descopere mai multe despre ei înșiși și cum se pot ajuta. Spor la practică, ne revedem la timp cu noi înșine în curând cu o altă pastilă de sănătate psihică și corporală. O zi bună!